păstrarea tradițiilor și cinstirea sfinților brâncoveni, care pere spirituale ale neamului românesc, au fost deviza sub care s-a desfășurat vernisajul de pictură, grafică și obiect închinat martirilor brâncoveni de săptămâna trecută de la Muzeul Național al Satului. Într-un loc cu o încărcătură spirituală deosebită, Elena Murariu a readus în atenția publicului o expoziție cu totul și cu totul specială. Bradul este, în fapt, continuarea proiectului dedicat martiriului brâncovenilor, la care artista a lucrat mai bine de două decenii. Discursul plastic al Elenei Murariu a adus în atenție elementul bradului, des întâlnit în tradițiile străvechi, dar și în contemporaneitate. Am căutat un element care să definească mai bine acest tip de martiriu și să-i caracterizeze mai bine pe sfinții brâncoveni, pe sfinții tineri, pe tinerii brâncoveni, pe Constantin, Radu, Ștefan și Matei. Și atunci mi-a venit gândul acesta să-i asociez cu niște brazi, cu niște brazi tineri care au fost tăiați. Este o expoziție atât de încărcată de simboluri cum rar am văzut, pentru că în afară de faptul că pe pereți avem operele de artă ale autoarei Elena Murariu, toate în tehnica artei religioase, în tehnica icoanei, avem o notă de originalitate specială. Este vorba de brazii care au fost adunați de artistă de pe stradă, brazii care au fost împodobiți de Crăciun și apoi aruncați, brazii care sunt expuși în sală pe o orizontală a morții, a zice, trupurile moarte de brade după Crăciun, care într-un fel se poartă un dialog cu opera de artă de pe pereți, un fel de ridicare din trupul bradului a operei de artă. În prezența unei asistențe numeroase și entuziaste, cunoscători ai artei iconografice, iubitorei sfinților brâncoveni și oameni de cultură, au ținut prelegeri invitați de marcă precum Mihai Plămădeală, istoric și critic de artă, și Radu Boroianu, fost secretar de stat în Ministerul Culturii. La înțelegerea profunzimii acestei expoziții a contribuit însă și autoarea, Elena Murariu. Gazda a fost Paula Popoiu, directorul Muzeului Național al Satului. Întrebat care este simbolismul bradului în tradiția și credințele religioase străvechi, Mihai Plămădeală răspunde. Bradul însoțește cele trei mari momente ale vieții, ale ciclului vieții, nașterea, căsătoria, moartea. Foarte interesant că toate aceste simboluri sunt ambivalente, se întrepătrund. Este de ajuns să lecturăm, sau să relecturăm, mai bine zis, Miorița și ne dăm seama că moartea este asemuită nunții și, de asemenea, nașterea poate fi privită ca un moment de tristețe, cum făceau dacii, iar decesul ca un prilej de bucurie, de eliberare. Simbolismul tradițional al bradului, odată preluat în creștinism, a căpătat noi valențe. Elena Murariu, prin talent și o bună cunoaștere a semnificațiilor acestuia, le-a reunit în mod organic în iconografia brâncovenilor. Brâncovenii, prin martiriul lor, au oferit ortodoxiei și lumii civilizate, lumii culturale în care trăim, un model și un exemplu. Elena Murariu a găsit această fantastică licență de a asemui simbolul bradului, foarte puternic în societățile tradiționale, cum este cea românească, de simbolul martiriului. Bradul în tradiția armedeană simbolizează reînvierea, dar are numeroase funcții, inclusiv funcție psihopompă, ajută defunctul să treacă peste apele Styxului, în tradiția noastră peste apa Sâmbetei sau peste Marea Neagră. Și aceste legături multiple și multivalente își găsesc în iconografia propusă de Elena Murariu o fericită îngemânare. Expoziția Bradul, închinată martirilor brâncoveni, o pledoarie pentru păstrarea tradițiilor. Lucrările artistei Elena Murariu vor fi expuse până pe 22 februarie în sala Gheorghe Focșa a Muzeului Satului din Capitală. Această expoziție este în mod clar modul
în care noi ar trebui să ne perpetuăm, să ne veșnicim cumva simbolurile naționale. Și vorbim acum și de martirii brâncoveni. Peste tot în expoziție avem această idee, peste tot în expoziție se vede talentul Elenei Murariu și este, după părerea mea, o expoziție cu totul și cu totul specială și foarte liniștitoare, chiar dacă sunt înglobate aceste simboluri și funerare. Expoziția Bradul este expoziția care încheie anul brâncoveanul. Dar aceasta nu înseamnă că eu nu voi continua proiectul dedicat Sfinților Brâncoveni, pentru că în atelierul meu încă sunt zeci de lucrări încă neterminate. Am vrut să marchez cu expoziția Bradul acest moment al încheierii anului comemorativ, doar atât. Și l-am plasat la începutul anului 2015, deci după ce s-a terminat anul comemorativ, tocmai în ideea de deschidere și de continuitate, că noi continuăm să-i slujim și să-i cinstim pe brâncoveni.